Da, așa mă, că și cum se fabrică căruțele, nu? Da. Stai să-l salutăm pe domnul Neluțu primul. Domnul Sandu, îl salutăm să trăiască. Da, și pe domnul? Și voi? Dorel. Da, domnul Dorel, uite, pe el nu știa. Nu mă apel, nu știu cum cheamă, și pe el e proprietarul. Exact, uite, pe atent, dar de unde să știu. Asta e de la voi, din Moldova. Da? Da. De la da. Voi, Faiton. Dar și roți îi faci, că zici? Primul model cu lemn și face fier vezi după lemn. Îl face retro nou, cum ar veni. Da, asta iasă ceva periculos până la urmă. Stai cu primul slăi ăsta și care e. O să vină inteligențele astea rău și jos și vin gențele. Mamă, dar zici că îl face Ferrari, fii atent. Nu e de Ferrari. Sandu, dar voi sunteți vaccinat? Îți dai seama și o să iasă. Da, că altfel n-am voie să umble. E da, că altfel nu pot să vii din Moldova aici. Exact, nu se poate. Eu l-am luat în Belgia, amândouă. Că altfel în Belgia nu te lasă. El iară, el iară. Asta... Ei amândoi asta lucrează la mol. Vaccinați și persoane. A, dai ei roțele și le pui da, pe alea, nu? Le pun astea. Și alea și cauciucuri mări pe alea, că sunt... Cum să pună în tot guste... Tot alea vin, cauciucurile bune de cinci. Vin alea cauciucurile pe roți? Da. Și mai și altele pe spate, astea guste vin pe față. Dacă se întâmplă ceva, tu te spânzuri, mai Sandu. Sângul. Astea vin pe spate, că-s mai late. Astea vin pe față. Mi-au făcut rost de aur. Da, mamă, că nu-s la mașină cum să la căruță după aia. Na, și... A zis, mă, chiar că la o mașină am văzut, știi, culoarea asta, mă zic, ia să-mi fac și eu, știi? Că arată fain, așa, când se rotește. Poate mai te uscui cu câine. Da! Nu-s periculoasă, mă, stai, din Moldova le-am adus din arbore. Da? Băiat, da. Da, de noi, de la noi, de aproape. Da, dar după mine cele mai faine căruțe din Moldova. Eu, deci aici ce sunt satul mare, în Bihor nu tare, dar în Bihor, da, dar în Zalău nu tare. Toate căruțele sunt oricum de mine ale bune. Da, da. Mă copiază ăștia, dar nu reușesc ei să... Asta e faina, asta vreau să o filmez când e gata. Am făcut la un hidros, la Marius. Ai fost tu la Marius în prima vară. La Marius, la Bunea. Ba, ai fost... Da, da, cum nu? Țin minte. Dar nu știu, căruța n-am filmat. Am filmat pe câmp, pe da, cai, da. Iepele. Mai făcut încă una acum. Da? Păi, am zis către el, bă, de căruța asta. Am zis, căruța asta, după când ți-o fac eu, tu aia la altă ce ai în curte, cine te-o mințe că ți-am făcut-o, tu aia nici nu te mai urci în ea. Aha. Nu, că o simt pătru pădure și mă cheamă la un moment dat și zice, bă, zice, nu vezi nimic? Ce să văd? Păi ce-am vândut căruța? Ai! Păi, dar nu ți-am spus eu. O zis un băiat către el, da, deci asta o rup în pădure în prima zi. Mă zicem, dai la schimb. Nu știu câți bani, eu zis că îi dă și că e de căruță de lemn, nu de alb. Asta-i. Mulți se laudă că... Nu, asta oricum, asta iasă periculoasă. Mulți se laudă că... Și ai făcut lemnul așa retro, cum spune domnul Neluțu, deci da? Deci eu numai l-am șmergăluit un pic, l-am dat cu peria, cu dizgin ăla cu șmergă, știi? Mhm. Uh-huh. Și cu lac mai trebuie să recondiționez și să-i pun roțile alea, nu? Trebuie să arate fain. Încă nu, trebuie să vadă moldovenii așa. Cum trebuie să arate un faiton. Exact. Dacă vor să vadă faiton. Trebuie să arate moldovenii. Încă dacă ai putea să faci și coșul tot așa cumva. Coșul, zic, la... Coșul fac din scânduri. Din scânduri, dar tot așa se pare retro, da, cum e și fac, asta. Așa da. Fac cu lac, îl trag habric și îl fac cu lac de lemn, știi? Da. Culoarea lemnului fac cum o să fie. Știi că ăsta e lemn vechi, cum ar veni să vede, că da. Am făcut acum care am făcut o mână acolo, pe față. Bă, dar am făcut, nu ați ales? Nu, am făcut. Făcut ea. L-am făcut la mare, din Craiova. Și ala ce-s acolo, pățate, tot aur? Deasupra la ăla. De aici, din spate, de la... Ia, ce fain să le... Făcute, crângările, să pun multe. Crângările, tăritul, vin la crângări aici, vin pusă, că vin prinsă cu bride. Bine, mai trebuie și mirgăluite, trebuie... Și acuia asta e ta, nu? Da. Nu, a lui. Are și cal, s-a lăsat o tură de carne. Da, și calul unii. De la Craidoros. L-ai filmat, ia pe aia albă. Da? Care ai filmat-o la Marius ultima. Aia. Dacă am fost plecat în Germania, păi nu am avut grijă el de ea.
Ia să periculoasă, asta aș vrea să o filmez când e gata. S-a filmat un eluțu. Și, aș vrea să vadă moldovenii cum arată un, o căruță cerp 7000-8000 de cerpă o pică căruță. Dar la cine vrei să te fălești? Eu nu mă fălesc la nimeni, numai că vreau să zic, ei cer o grămadă de bani. Eu mie, sincer, mi-ar fi rușine să cer o grămadă atâta bani. Mâine, bine. Fiecare cere cât, dar aș vrea să vadă moldovenii o căruță, un faiton de la ei, că după mine forma la faiton este cele mai frumoase. Da, da. După mine. Deci moldovenii au cele mai frumoase căruță, cele jos, ușoare. Bă, eu am ajuns cu de căruță, am ajuns la concluzia că nu fierul, ci fierul pus unde trebuie. Asta e cum e făcută. Deci ce au căruțele tale de mărg așa? Da, dar asta, asta știți cum iese? Ca și o mașină de aia veche, când investești banii în ea și o faci cu cele mai tari piese și așa. Și când mă duc eu cu ea după balastru, după nisip, așa să fie de veche, că fac eu altă dacă trebuie. Bistoș, după ce o scot, ca și cu celelalte căruțe, nu am vreo 54 de căruțe făcute. Oh, ați făcut. Mulți se laudă că le-au făcut ei sau le-au făcut Sandu de pe Căprioare și când acolo sunt făcute de cine știe cine. Da, da. Vopseaua numai de ele. Dar în schimb, lauda, știi? Nu, iasă faină, faină tare. Acum mai trebuie să o Numai că încă mai are un pic de lucrurile. Mai trebuie să luxez, mai trebuie să dau cu șmiri, cu ăsta. Că nu vreau, vezi cum mi-a făcut. Ălea le-am dus la sablat, jențele alea. Deci nu le-am dat eu cu șmirgăl, cu nu știu ce. Le-am samblat, nu știu dacă da. Știi procedeul ăla cu nisip, știi? Am auzit, știu, dar nu știu sigur cum funcționează. Și metalul, a rămas numai metalul. Numai metalul, da, deci da, știu. Deci rujină sau ceva, sau... și le-am dat cu spray. La, chiar și la mașini se mai face, știu da, că au ăștia așa. La genfele de la mașini se samblat. Pentru ce acolo, alea arunci? În spate, în spate, aici, ca să le vin aici și spune aici. Aha, înțeleg acum. Ca să, dacă agați roata în pădure sau undeva, să nu o tragă în spate, știi? Aha. Le-ai în teritoriul. Am înțeles. Da, 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 da. Frumos. Eu n-am așa. Nu, ies, ies și ceva. Eu n-am pus accent pe finisaj. Eu am vrut să fac căruță ușoare, tare. Am o căruță, nu cred că te-au filmat, Cristiu cred că o filmat. Dată la un prieten de acolo, de 5 metri căruță. Oh, mare, poate. 125x20. Dar gazul nu merge în ea și dai un vânt și se duce. Și merge singur, da. Ce au căruțele tale? Dar păi, eu îmi întreabă pe oameni. Îți de o calitate. Să, și o să vezi. Când merge, o zis, numai de când mi-am cumpărat căruță de la Sandu, și caie mi s-a făcut mai bun. Așa. Am avut o iapă, n-aș fi dat-o, pentru mă trezeam că am vândut-o, știi? Și mă duceam acolo și știam că am visat. N-aș fi dat-o, doamne, și mi s-a rupt în somn. Da. Cauciucurile alea vin pe față, unde jențele mai înguste. Da, cauciucurile sunt bune, dar... Cauciucurile, da, da, dar jențele... A, pe la jențele astea acum nu mai e și... Și-s bune jențele astea, o să le vând. Nu scum, că la mine nu știu așa. Căruța asta, de exemplu, la mine, dacă ajunge la un cupez, la un iubitor mare de cai cu bani, poate nu se dă fă... Păi am căruță... Nu știu dacă a vândut-o mare, cu 1300 de euro. Da. Eu am dat-o lui, am fost în Anglia cu 1700 de lei. Bine, fără cauciucuri, fără, da, da. Fără scânduri. Foarte frumoasă. Iasă oricum o piesă de calitate. Da. Când o să fie gata, aș fi vrut să termin pe expoziția asta de lei, dar am treabă cu casa, cu ăsta. Trebuie bani pentru casă, îmi trebuie bani, timp pentru casă. Da. De căruță, asta am făcut-o printre ele. Am avut boală. Până în arbore am fost după ea. Am avut boală să mă duc până acolo când am văzut-o. Na, omul nici nu mi-a cerut 370 de lei. Na, când am auzit, deja mi-a fost și milă de el să zic, ce mai da, negociez de acolo? Bine, dar arătat negociez, așa. Da. Arătat așa, că a fost zic, super verde, a fost mai mai mai. Oh, îmi place, mie îmi plac căruțele astea, foarte ușoare. Am sudat acolo de sub capetele la ax din cauza să o ridic un pic, știi? Da, da, da. Că nu mă pot întoarce. Am una făcută de mine, cu roțile și axul tot de la un moldovean, care la un moroșan. Dar s-a mutat aici și nu-mi place că am lăsat-o destul de jos și nu pot să mă întorc în loc. Acum am pus capetele de la deal ca să pot să întorc.
pe locul, știi? Da, da. Mergi în pădure, dacă mergi în... Dar cum se cheamă zona asta aici? Scuzați-mă, vă întreb. Deci căruțele care sunt făcute, care le vezi tu, care arată cât de cât. Acum nu știu cât pricep tu sau care, dacă are pricep la căruțe și la cai, care sunt cu pes mari de cai și ăsta, ăla știe că ăla numai unii vopsesc căruțele ca mine, le dau formă, le... Dar nu, știe că nu sunt făcute de mine. Da, deci da. Pe unul care a lucrat cu caii și în pădure și cum să urcă în ea, știe că... Deja zice el că să aibă valoare, să pot o să o vândă cum că e făcută de Sandu de pe Căprioare, că... A, Sandu de pe Căprioare, e și Căprioare? Așa, nu știu, da. Așa e zona asta. De-aia am întrebat eu zona. La bloc, în bloc. Da, că am înțeles, am văzut cum vă lua de acolo. Las că-i bine. Da. Câinele cât are? Câinele? Da. Da, câinele al lui prieten. E frumos și el, nu-i urât. Ați văzut câineluțul vroia să-l combine? Dacă îl dă. Te-ai înțeles cu câineluțul? Da. Nu, no, el ce-i pe doar. Da? E prea mare pentru... Cât are? Vreo 3 ani. 3 ani? Da. Bă, cât ani? Ornu Grațian, zici tu că tu le-ai cu câine. Ce zic, e foarte frumos. Foarte activ. Nu, nu, lasă-l acolo că suntem mai bine. Bine, domnul, v-am lăsat. La revedere și să aveți o zi bună în continuare. Noroc.